Așteaptă să li se facă dreptate. Proprietara magazinului care a ars în satul Slobozia Cremene, cât și mai mulți oameni din localitate, așteaptă un răspuns din partea organelor competente cât privește incendiul care a avut loc în noaptea de 12 octombrie, când un magazin din localitate a ars în totalitate. Familia care gestiona magazinul susține că există probe vădite că cineva intenționat ar fi dat foc magazinului. A ieșit din magazin, ei au atacat fereastra din spate, sunt probe în partea și să văd reale probele. Scaunul și-a dus la masă. Scaunul nu era aici. Vedeți scaunul ei? S-au fost la masă, acolo. Ei cu scaunul ei s-au luat și-au stricat fereastra. Pii și-au patruns înăuntru. O strochetet și când au patruns înăuntru, au luat setca, ia că veniți în coașe. Și ca setca au pus-o în viceu. Că ei trebuie să fie adeuță și expertiza aici. Dar ei expertiza nu a făcut-o. Încă atunci se vede că fereastra e deschisă. Când e închisă, apărăm și le amândouă lichete. Dar așa era numai o ramcă. Care de dovadă că ei au patruns pe fereastră și înapoi când au ieșit, ei nici nu dovede să intre, să deschidă fereastra. Se vede normal cum gardul e boțet. Vedeți cum gardul e boțet? Ia cătă-l, caz real. Ei și au ieșit. Cum o sărit ca pe scaun și astea, cum o sărit și ca gardul băsit. Asta e tot, gardul așa nu se băsește. Scaunul era aici și ei când au spart fereastra, au luat scaunul, cred că nu știa cu ce spargă și cu scaunul au spart și așa și puteți să cred că s-o cațarat, s-o dus înăuntru. Exact aici unii îndoiet gardul, ia ca sunt urmele de glot, cum era, de noroi, de glot, ia ca tălis. Și cum s-o ținut de gard și s-o astea și în parte și ei o sărit. Și ori, și că aici este copacul și expertiza trebuie ea ca să iei toate aprentele astea. În jur de 500 de mii a fost marfă, că era, dacă vă spun, sărbătorile hramului satului și era, în general, era produs foarte multe. Eu o solicitare la o comisie competentă, la niște oameni competenți care ei cunosc ca să facă analizele care trebuie, ca să facă probele care trebuie, că se demonstreze că imposibil să ardă magazinul într-o oră. Când magazinul nostru s-a deschis, că noi ne-au amenințat prin cineva că magazinul vostru o să dispară. Și e că au trecut un an și 4 luni și magazinul nostru a dispărut. Mai mult, femeia susține că nu poate fi vorba de un scurt circuit, deoarece magazinul era dotat cu tot necesarul după toate normele. Totul a fost nou, magazinul e nou, activează de un an și 4 luni. Magazinul e nou, în general magazinul nou, totul a fost nou. Contorul a fost la fiecare priză, avea întrerupătorul ei. Nu era imposibil să fost ceva care să provoace așa, dar chiar și-a fost scurt circuit. Trebuie aparatul care a provocat scurt circuit. Era amplasat anti-incendiu. Oricum trebuie ceva. Ceva trebuie să dai un semn de viață. Vă ieși să vede negru pe alb că e stropit și la ușă e stropit și mirosul ăsta specific. Avea aparat fiecare frigidier să stânge automat. Dacă ceva, stânge automat. Avem semnalizația, am avut vista ventilator. Și dacă e, cum nu zis, e scurt circuit, apoi trebuie să funcționeze semnalizația, să dă echi. Eu spus așa că noi atâta bani am plătit, au zis că cum ies fum, cum ies foc, apoi poliția sună îndată. S-a fost scurt circuit, dezbatem primul rând lumina. Într-a doilea rând, el arde un lucru numai. Nu tot frigiderul odată și nu tot magazinul odată arde. El arde pe rând. Magazinul era dotat de ultimul model. Era dotat cu toate condițiile care trebuie să fie. Aparat de cafea, teracotă nouă, mobila la comandă, tot absolut după condiții, după... N-aveai deși telinaj, n-aveai deși că aveai simțeai o plăcere de a te afla în magazinul ăsta. Frigiderile erau noi, frigiderile erau la comandă, după culoarea teracotei de jos, teracota de jos era roșu, negru și alb, frigiderile erau roșu cu alb, cu negru, rafturile erau roșu și albi, era totul făcut la comandă, era cooler, era aparat de cafea, tot, absolut, n-aveai deși. Pur și simplu, eu nu am cuvinte să discut, dar n-am idei, n-am ce se întâmplă. Potrivit reprezentanților Direcției Situații Excepționale, s-a rugat că la fața locului au intervenit 2 autospeciale. La data de 12 octombrie 2019, în jurul orilor 2:19 de la serviciul 112 a parvenit la unitatea salvatori și pompieri Soroca apelul precum că este necesar de a interveni în satul Slobozia Cremene, raionul Soroca, unde s-a produs un incendiu.
Ajungi la fața locului, pompieri au stabilit că arde un magazin. Au intervenit cu două autospeciale în componența nouă salvatori, care au întreprins măsurile de stingere a incendiului. A fost afectat o suprafață de 84 metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului se stabilește de către organele competente. Și vecinii care au văzut incendiul nu cred că focul a izbucnit întâmplător. Nu se baga nimeni în magazin. Noi păzăm casa, casa trebuie să iei foc, casa, dar să păzăm să nu iei, să făcem cu apa acolo, dar aici nu se baga nimeni. Am rămas toți în șoc, nu numai vecinii, tot satul. A fost un magazin foarte, foarte bogat și frumos. Sunt niște oameni, cred că n-a făcut nimănui rău în sat și nici de rău nu putem spune. Sunt niște oameni cu literă mare și nu putem spune de nimic de rău, numai e o tragedie foarte mare ce s-a întâmplat la noi. Că a fost din cauza scurtului circuit, nu prea-mi vine a crede. Că eu am fost ca și persoana care a observat și prima flacăra, deci nu... Într-un scurt timp, de la un scurt circuit să rămână doar asta, nu prea cred. Personal, zilnic, clar, că am avut plăcerea de a intra în magazin. Magazinul era dotat cu tehnică performantă, după standardele europene, cu semnalizatoare antifum. S-a primit tragedie, uitați cum. Seara când s-a petrecut tragedie, eram pe câmp, la muncă, și cu 10 minute înainte de a să produce incendiu, o mașină cu o viteză foarte excesivă a trecut pe drum de țară. Nu știu, are o legătură, nu pot să fac o concluzie, dar și-a fost în magazinul de câmp, într-o depărtare, cam la 2 km, era foarte lumină, cu o densitate foarte mare și fum. O plăcere era, o plăcere de magazin. În primul rând și stăpâna magazinului, așa se stăruie. Așa, întotdeauna, asta, marfa atâtă proaspătă, atâtă la vreme adusă, atâtă... Eu nu știu care a făcut treaba asta, dar asta, nu știu, poate eu am dubii, poate nu știu, dar ceva, părerea mea, parcă intenționat cineva a făcut ceva asta. Părut suspect, pentru că aici focul arde, tot stângeu, dar încă lumina arde la magazin și la casă. Dar eu socot că așa, când tăi, dacă e un scurt circuit, dezbate automatul de la șcioci. Ia că cum se primește. Dar a venit expertul, au spus că scurt circuit, asta nu poate să șibă, e imposibil. Și în primul rând, nu a luat poliția legătură, ia că să mă întrebe pe mine, care au fost aici la fața locului. Dar au fost adus în vale, care, la niște moșneici, care nici nu au fost la fața locului. Asta cum se primește? Am venit, am făcut că, lejbă că se întreb, vădoi, oameni și gata, și eu ne-am luat de pe... Solicitat de postul nostru de televiziune, serviciul de presă al poliției nu ne-a oferit până la moment nicio informație referitor la acest caz.